Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, ce are loc zilele acestea la Malul Mării, are puncte importante, ce vor fi discutate în cadrul ședințelor programate între 10 și 15 iulie. Programul este strict de natură statutară, plus în fiecare dimineață, de la 9 la 14, vor fi diverse activități în raport de cerințele celor colegilor mei primari, că pentru că sunt numai primar, sunt și secretar și alte persoane și în funcție de cerințele lor se va adapta programul astfel încât să corespundă ambinării utilului cu plăcutul. Cum era și firesc, așteptările acestei întâlniri sunt unele foarte mari, dat fiind faptul că urmează alegerea următorului președinte al asociației. Așteptările sunt de natură statutară, în sensul că principalul obiectiv al întâlnirii este... Sunt mai bine decât două, niște modificări și completări la statutul Asociației Comunelor din România, dar, dacă vreți, cu precădere, alegerile care vor avea loc pentru nou mandat 2016-2020 la nivelul Asociației Comunelor din România, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016. Această întâlnire era una extrem de necesară și asta pentru că în jurul datei de 5 august, Asociația Comunelor din România trebuie să aibă finalizate noile structuri pentru a putea fi comunicate mai departe către organismele europene.